Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Cer Variabil în această seară de prim noiembrie de 1. Mai glumă, mai serios, l-am avut pe domnul Orban aici și am vrut să pun și eu mâna pe 1. Pe 1%. E o glumă. Sper că domnul Orban să ia măcar 10%. Îi urez. Eu cu față de domnul Orban, Ludovic, am toată aprecierea, așa mi-a plăcut. A fost singurul om care a dat bani pentru spoturile guvernului ce le difuzează televiziunile. M-am și gândit că om din ăsta care să dea bani pe spoturi care să fie difuzate pe bani, nu o să mai găsim. Pe difuzare moca primim toată ziua de la CNA că Ministerul Afaceri Interne să spună, să transmită alegătorilor nu știu cum, pe campanie să difuzăm spotul nu știu care. Păi, dar de ce să-l difuzăm? Că văd că bani la partide știți să dați, dar la televiziune ca să vă meargă vouă bine procesul electoral, aia nu știți să dați bani. Sunteți și voi șmecheri, mână în mână cu CNA-ul, zice, domnule, vedeți și cu astea, cu ficatul, cu consumul de apă, 2 litri pe zi și din astea. Ce aveți, mă? Vreți să, guvernul vorbesc, vreți să aveți o promovare a intereselor și a intereselor voastre, la urma urmei, și ale noastre, să zicem, plătiți, mă. Păi, ce facem? V-ați obișnuit cu moca. Adică voi îl angajați la stat? Ce ziceți? Că așa cum luați voi bani degeaba, așa să muncim și noi degeaba. Nu zău. În sfârșit. Deci, reținem. Ludovic Orban, domn. În campanie cu vaccinurile a zis, bă, trebuie să spunem populației să se vaccineze. Au făcut un spot, ni l-au dat. Spuneți-mă populației să se vaccineze. Perfect, am făcut, ne-a dat banul, că suntem privați, adică cum e cu liberalismul? Ăsta, domnul Orban e singurul liberal, adică nimic fără bani, adică nimic pe gratis, totul se plătește. Nu zveniți ca și ăștia comuniștii care, bă, ci că din conștiință, din interesul poporului, nu său. Păi de ce nu munciți voi, bă, pe interesul poporului? Ăștia, guvernanții, parlamentari, de ce nu munciți voi, mă, pe interesul poporului și să vă puneți salarii de 2 lei acolo? Nu înțeleg. Ba, din contră. M-am uitat, dacă acum 30 de ani era parlamentarii, de-abia își luau niște bani, acum sunt boieri. Adică, cum e aia? Arde să muncească pe gratis și voi pe bani? De ce? Pentru că aveți grijă de noi? Cum aveți grijă de noi? Să vă spun eu cum aveți grijă de noi? Ce, ne vedeți că, uite, bă, poporul ăsta e nebunit de fericire și de bucurie că avem prim-ministru pe Ciolacu sau pe, cum îl cheamă, Ciucă sau pe, cine vreți dumneavoastră, pe Ponta? Păi, cum e asta? Vedeți dumneavoastră o bucurie așa? Sărim, facem câte o horă a bucuriei românii că îi avem pe ăștia conducători, că l-avem pe Iohannis. El da, bravo lui, avioane, chestii, ai văzut. Are un sictir în el, Iohannis, îl doare în coți. Dom'le, el, ce că-i în slujba nu știu cui, a poporului. Păi, de ce nu faci muncă voluntară? Îl vedeți voi că, bă, stați puțin aici, eu mă dedic poporului, nu zău. Ia să vă văd, mă, care v-ați dedicat poporului? Pe lângă faptul că furați. Asta e chiar culmea, e obrăznicie. Că vă luați lovele, că vă luați salarii mari, n-am nimic vorba aceea, de comentat, vă luați. Dar cum e cu slujba poporului? Cum e cu dedicația? Dom'le, am venit să mă dedic poporului. Nu zău. O să auziți chestiile astea încă vreo 2 luni de zile. Până în 26, numai din asta o să auziți. Și la printr-o președinție. Că, dom'le, am venit să mă dedic și să slujesc poporul. Mă, nu zău! Pe banii ăștia?
Cum e asta? Vă duceți europarlamentar să slujiți ce? Vă zic, mă duc în, la Bruxelles să slujesc România. Nu zău. Pe 20.000 de euro pe lună? Măi, grapini, mă. Păi, cum te duci să slujești acolo, tu, poporul? Ne-ai făcut de râs acolo, mă. Întrebați-l pe Liceanu. Sper să nu avem probleme. Întrebați-l pe Liceanu ce părere are despre doamna Grapini, care e de pe aici, Sanche Timișoara. E de la Moldova, dar, na, asta este. Ce gură mare are cu și cum se bagă în față la tot felul de manifestări. Când o vezi, pac, 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 se bagă în față, o vezi acolo. Cine ești tu, mă? Cine te-a ales pe tine? A, pe listă? Nu se pune. Mă, ăștia ales pe listă, vă rog frumos. Tăgeți din gură, mă. Mi-a plăcut de domnul Freddy. A zis, bă, ca să am și eu recunoaștere, mă bag la vot nominal. Bă, și-a câștigat. Aici, da, bravo, Simonis. Ai avut o observație faină. Bă, a fost pe Alfred Simonis, așa s-a votat. Bă, la Grapini, cine a votat, mă, pe Grapini? Voiculescu? Sforile? Și nu numai ăsta. Nu numai Grapini, cu am așa pe doamna asta care o să vă informez că am căzut pe spate. Bă, nu știu cine i-a dat, nu știu ce asociație, columna, nu știu ce i-au dat, pro-Europa. Măi, lui Grapini să-i dai premiul pro-Europa, ăștia de Timișoara, vreo două, trei asociații ăștia de 2 lei. Păi asta e anti-Europa, domnule. Vreți să vă pun eu discursurile când îl apăra pe Liviu Dragnea, când zicea, bă, terminați cu justiția europeană, să nu se bage. Apropo de aleși și alegători, dom'le, îi vezi pe câte unii acolo ce reprezintă poporul. Bă, cine a pus o mă să reprezinte poporul pe Daciana Sârbu? Întreb și eu, Ponta. Cine mă, și pe Tudose ăsta, pe Tudose. Bă, cine l-a pus, mă? A scris acolo, bă, poporul român a scris Mihai Tudose să reprezinte România la Bruxelles. Nu, bă, e o listă. Și oamenii, bă, ăștia suntem, bă, din 90 încoace, merem pe stânga, adică partea stânga ce însemnând? Oamenii așa înțeleg ei, că stânga ne mai dă, mă, locuri de muncă, ci că ceva social, zău. Păi pe chestia asta au mizat. Că așa suntem noi. Ăștia care au rămas aici. Aia care s-au dus dincolo, s-au dus și au băgat picioarele în regimurile astea feseniste și au zis, bă, mă duc în Germania. E adevărat, e mai greu, mai la sfârșit, dar fac și eu un ban acolo. Ce să stau aici? Să-l vedem pe Iohannis în avion privat? Ci cu 5 milioane de plecați din țara asta? Cu nu știu câți asistați social și domnul Iohannis cu vila, zic, și pregătesc ea, domnule, e o atâta nesimțire în, și poporul tace din gură, zice, da, bă, a început să înghită. Păi măi, în 90, păi nu i-am alergat pe politicieni, pe comuniști, că aveau ba un etaj în plus, ba nu știu ce. Adică, nu se poate, bă, politicienii să sugă de la poporul român banii. Bă, uite acum se poate, bă. Se poate, mă. Uite-te la Ponta ăsta. A fost dincolo, a fost dincolo, ce? Auzi, și că ăsta reprezintă poporul român. Reprezintă, adică muncește. Ce ne-a dat, mă? Cele mai mari hoții, Năstase Ponta. A, atât au furat, adică atât au vândut, au făcut bani și după aia a mai întors ceva, a mai dat pe la ajutoare sociale, a mai dat el și Năstase. Și zice, domnule, vedeți, regimul Năstase. Ce, mă? Ne așteaptă niște zile mai interesante în care trebuie să decidem cine va fi în Parlamentul României. Parlamentul României nu mai este ce știam noi odată, democrație, lor de cuvânt, dezbateri la tribune, acolo se auzi pe câte unul deștept. Era Clin Antonescu, îmi plăcea de Clin Antonescu. Dom'le, să susțină, bă, facem aia, facem cealaltă, strategii, cum e, cu privatizare, cui vindem, ce vindem. Păi, mă, ce, e ca oile. Știți, turma aia. De oi.
toate cu capul în jos, nici nu știu cum dracu merg oile așa, că de mă, ca oile sunteți, pun capul în jos și în față merge un câine, nu știu ce, și aleargă pe acolo și noi, și poporul român, dar și rea din Parlament, că oile, n-a zis unul ceva, băi, știi că treaba, nu sunt de acord, nu știu, cu o chestie, cu salariile militarilor. Nu a zis nu, a hotărât Ciucă și cu Ciolacu. Apropo și de salariile militarilor, trebuie să discutăm, fiindcă aici PSD-știi i-au cam păcălit pe liberali care au zis, bă, să dăm la pensiile militare niște bani ca să voteze pe Ciucă. Militare, pe cine să voteze? Nu o să-l voteze pe Ciolacu și pe Ponta. Nu, n-au cum. Bă, n-au cum să-i voteze pe ăștia. Votează al lor, generalul, cu 4, 15, 20 de stele. Bă, și-au dat ăștia la stele, știți ce înseamnă stele? Că nu e o chestie așa că e pe gratis. Dă, bă, stele la ăsta, dă-i cum face, o să facă Iohannis. Deja a și început acum să premieze, să-i decoreze pe unii, pe alții, adică ăștia care i-au suflat în fund 10 ani. Să le dea bani la ăștia, că bă, dai un, acolo un colan sau ce le dă, le dă câte o medalie, care înseamnă bani. Asta vreau să spun. Bun, două luni de zile în care o să ne uităm și o să vedem așa o promovare, că de ce să-i votăm pe unii, de ce să-i votăm pe ceilalți, pe cine să trimitem în Parlament, pe cine? Cine s-a înscris acolo, ce drept? Cine s-a înscris acolo? Vedem cine s-a înscris acolo în platou Televiziunii Europa Nova, Televiziunii 8 TV. Am și eu reflex. Colegul și redactorul șef Petre Irimuș. Bine ați venit, domnule Irimuș. Bine v-am găsit, domnule Iordache. Mulțumesc mult pentru invitație. Zi două cuvinte de gutoile astea. E toamnă, e toamnă din timp. E toamnă iar. E toamnă iar, dar e foarte ce bine sună. E toamnă iar, domnul Stelu. E și ziua morților, astăzi e luminația, știi că noi în Banat... Ziua morților, mă, ziua tuturor... Tuturor sfinților, sfinților. Dar în Banat așa se numește, ziua morților, se merge la cimitir. Ortodoxi au preluat de la catolici sărbătoarea asta, o sărbătoare catolică, luminația sau sărbătoarea tuturor sfinților. Și într-adevăr, așa cum ai spus, ești foarte romantic, ca de obicei astăzi ne-ai făcut... Am luat două gutui frumoase, le-am pus pe masă aici, le-am pus și pe Facebook... Știi, când mă uit la gutuile astea, foarte, 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 foarte mari, să știți, una este foarte, foarte mare, mi-aduc aminte de versul ăla, niciodată nu fu toamna mai frumos. Chiar înainte de emisiune dezvăluim, am făcut și eu și Stelu, fiecare și-a făcut un clipuleț pentru Facebook cu gutuile astea și cu celebra melodie Galbenă gutuie. Mi-a pus mama da. O gutuie în fereastră. Să vedem ce gutui trebuie să alegem noi acum în următoarele două luni. Ce părere ai? Te-ai uitat pe liste? M-am uitat pe liste. Opțiunile sunt cam aceleași la partidele tradiționale, ca să zic. Adică la PSD e tot domnul Grindeanu, tot domnul domnul senator... Cum îl cheamă? Bună întrebare. Imediat îți spun, domnul Dogaru Eugen, postul prefect, soțul colegiei noastre, care actualmente este șef a ICR Budapesta. Adjunct. Oricum e la ICR Budapesta. Deci nimic special la PNL Timiș, domnul Blaga. Tu n-ai prins un post din ăsta? Nici n-am cerut. Nici n-am încercat. De ce? Tu ai prins? Era să prins. Glumim, stimați telespectatori, că vă imaginați că în presă nu se câștigă așa de bine ca în, nu știu, în alte profesii. Dar și parlamentare, zi profesii, ce? Parlamentare, apropo, parlamentarul a devenit profesie. Mă, ce ești profesie? Sunt unii din 90 parlamentari. Și că ce profesie ai? Parlamentar. Caragiale. Familia mea din 48 la cameră și eu să nu mă aleg. Așa și cu băieții ăștia de la... care candidează de o veșnicie. Nu mai am acum situația, dar pe vremuri cred că a murit cel mai vechi senator care era din primul parlament al României. Cred că de la UDMR. De la UDMR, da. Arpad, nu știu cum îl chema, da, domnul... Un ungur, sigur. Da, da, da. Foarte interesant.
Apropo, la zi de listă, pe cine alegi, domnul Irimoș? Pe cine aleg? Stai, am zis. Ai văzut listele? De aici plecăm, ai văzut listele. Am văzut listele. Nu mai de la PSD, dar ce, tu numai la PSD te uiți? Păi nu, dar hai uite să... și la liberal, uite și la... liberal, Vasile Blaga. Vasile Blaga... Ăsta n-a fost la noi, acum ai venit la noi. Spre deosebire de cei de la USR, de domnul Drulă, care nu are nicio legătură cu Timișoara, dar niciuna, dar absolut niciuna, fac și eu ca tine, mă supăr acum, domnul Vasile Blaga a făcut facultate la Timișoara, e coleg cu tine. Nostru, e coleg de mecanică. Ai văzut? Așa. Dar domnul Drulă... Și-a învățat bine, era o asecerist, mă. Domnul Drulă ce legătură are cu Timișoara? Și cu Timișul. Sau ăsta să te întreb. A găsit, nu, fii atent, în 2016. Hai să spun eu cu a găsit Cătălin bilete Drulă. De avion. Hai că spun eu cu Cătălin Drulă. Hai spune-ne. Nu-l cheamă Cătălin, dar mă rog. Cătălin îl cheamă. Cătălin Drulă. Da. Fii atent aici. Mă trezesc în 2016 cu un telefon de la, nu spun numele, da, persoană importantă, a fost ministru al învățământului, zice, mă, Stelu, te rău frumos, ai, ajută-l pe Cătălin, deoarece, știi cum, la început noi n-avem bani, adică USR-ul, și zice, n-avem bani, suntem pe nicăieri. Da, mă, zic, știi, ca să vină în campanie să... Erai la vechea televiziune. Da, era la vechea, zic, da, domnule, hai, domnule, că la câte, la câte gratuități am făcut... mai fac încă una, în conjurătură în plus ulterior, m-am obișnuit. Pe ideea că, bă, Stelu, n-avem bani, nu știu, bine, domnule, vine Cătălin, domnule, ai grijă că ăsta va deveni ministrul transporturilor. Mă, auzi, mă, a spus atunci, în 2016. Cine a spus asta? Prietenul care mi l-a recomandat. Dar cine primez. Asta întrebam? Cine e prietenul? Secret. Secret, bun. Pot să secret, dar ne spui mai târziu, nu? Poți ne... ministrul învățământului. Am tu, înțeles. Domnul de la Arad, știu cine. Așa, bun. Domnul cu diploma de bacaloriat de la, din Prață. Și zice, domnule, vine Cătălin, domnule, știți, și noi aici sunt pe primul loc. Bun, și l-am băgat în vreo două, trei emisiuni, adică l-am făcut cunoscută, că oricum o televiziune are o vizibilitate și s-ar puțin s-a auzit de el. Îți dai seama, nu, în 2016 nu era Friz, nu era, era USR-ul lui ăsta, cum îl cheamă, lui Plicușor, Nicușor, cum îl cheamă? Nicușor, da. Nicușor, Nicușor. Așa. Nicușor, da, ce se cum îl cheamă. Da. Și, bine mă, bă, ăsta așa a fost, a ajuns pe acolo, a ajuns și ministrul transporturilor, chiar așa. A ajuns. Dom'le, nu faptul că n-am mai zis odată bună ziua, sau ce mai faceți, de sărbători, să-mi trimit o felicitare. Dar asta nu sună scenarită, faptul că cineva, un politician român, bine conectat din Gașca Băsescu, ca să spun așa, nu dacă e persoana aia, da, pe care o bănuiesc eu, știa dinainte cu un an, doi, trei ani că acest domn va deveni ministru și a... Dom'le, așa și fost. Asta e o premoniție, așa... Că am înțeles că totuși când l-au luat ăștia era starea impostorilor a lui domnul Nicolae. Așa. Dom'le, l-a găsit că ăsta, domnul Drulă, e un băiat de la țară sau din București, un băiat deștept, a învățat bine, s-a dus pe dincolo, a câștigat burse, așa. Nu, mă, tati, în spatele lui s-alinează părinți cu potenți, diplomați, diplomați, stați, da, nu sunt niște tâmpiți, nu sunt niște... Bun, deci ca și ăsta, Burduja, parcă, da. Sebastian, nu? Actualul ministru al, nu știu, energiei, parcă. Așa. Ei, și domnul Cătălin, apropo că de ce ai zis că dacă l-am cunoscut? Da, domnul, l-am cunoscut. Acum văd că iar e pe primul loc, în 2020 la fel, atunci l-am sprijinit pe domnul Dominic Friță, când vreo 2 ani de zile înainte nici nu se punea problema el să candideze, a venit la emisiuni sportive, la emisiuni în care, da, domnule, să aibă și dânsul, să-l ajutăm să fie cunoscut. Nu știam că va deveni candidat. Bun, așa. Și candidat la primărie, așa, dacă mi-au mai zis ei ceva vreodată, pentru că i-am pus pe pista asta, i-am pus pe trampolina asta unei televiziuni. Așa. Că n-au zis, încă o dată spun, m-am obișnuit. Recunoștința în sensul chiar de, nu de bani, stai să ne înțelege. De mulți ani, da, mulți ani de care prin poate. De Paște, să zică, domnule, nu știu, Paște fericit televiziune. Televiziune nu mie, măi. Da, domnule, am înțeles. Nu, n-au asta. Așa, acum văd că domnul Drulă e din nou pe primul loc.
să fie sănătos. A fost și președintele USR, văd că nu ne-ai dezvăluit ce legătură are cu Timișoara, ai spus că ne dezvălui. Pe lângă faptul că l-ai promovat-o gratis, asta înțeleg. Da, bă, nu are nicio legătură cu Timișoara, are dreptate Simonis aici. Nu Simonis, timișoreni, dacă te uiți în emisiunile noastre vechi, nu-i prima oară, fără să știu cine candidează. Am zis, domnule, ar fi de bun simț în 2024, partidele astea care... propună candidați pentru Parlament, să aducă, domne, din zona respectivă oameni care cunosc problemele cetățenilor, oameni care trăiesc aici și interesează. Până la urmă, mi se pare așa o lipsă de respect pentru electorat să aduci un candidat din altă parte. Uite, de exemplu, haide să vedem așa. Rămânem la lista asta dacă ai început cu USR-ul, rămânem la lista USR-ului pentru Parlament, să zicem așa. Păi zi cine mai... Domnul Drulă, doi. Prietena dumneavoastră din Consiliul Local. O votez pe Paula Romoceanu, așa, votez, și mă, că-mi face fabricul mare, frumos. Da, și unul dintre boșilor de la USR, domnul Șipoș. Și pe Șipoș îl votez. Bogații USR-ului. Bogații de la USR. Votez. Foarte frumos. Tu pe cine votezi la USR? Nu știu. De cine ți-a spus că eu să votez USR-ul? Nu, dar eu spun. Eu aștept, ca orice cetățean, aștept campania electorală. Adică Paula Romocean chiar s-a implicat. Am văzut-o... În ce? Aici cât a fost ea consilier local. Sau mai înțeles. O zi, două, nu știu până când. Da, l-a susținut pe domnul Hlinț și îl susține în continuare. Se pare că acest partid până la urmă va ajunge în situația de a fi partidul la senator, Dominic Hlinț. Pe cine la senator USR-ul candidează primul loc măcar? Știi? Păi Șipoș. La senat e Șipoș. Păi nu, stai așa să vedem unde e, dar Drulă cred că e la senat. Stai să vedem. Nu, mă, Drulă e deputat. Vezi, aici avem un mister. Imediat îl lămurim. Imediat îl lămurim, candidatul USR, da? USR Timiș, hai să vedem ce ne spun ei pe pagina oficială. Vă propune, în primul rând, uite, poate să spun aici, candidați de încredere, spune USR-ul. Tiro. Vor fi candidați de încredere. Așa, și îl avem în poză foarte mare aici pe domnul Cătălin Drulă la Camera Deputaților, primul. Doi. Paula Romocean. Așa, numai puțin. E de bine. Paula, votul meu, îl ai. Paula faci... Romocean. Da, dar cum o să faci? Dacă pleci la Parlament, mai faci fabricul nostru frumos. Cum? Mai face fabricul nostru frumos. Nu mai face țere, domnul. Deci am zis, domnul Șipoș e la Senat, nu? La Senat pe primul loc. Sigur că da. Bun. După numărul voturilor obținute de către domnul Dominic Hlinț, ar obține doi deputați și un senator USR-ul în Timiș. Păi, dacă ne uităm puțin la faptul că Dominic Hlinț a avut 10% mai mult decât USR-ul, adică lista de consilieri ai USR-ului, a fost votată cu 10% de mai puțin Timișoara. Oricum, 40.000 la Timișoara. Crezi că ea? Și încă vreo 40.000 la asta ce înseamnă? Doi deputați? 10%. Da, mă, doi deputați. Și un senator. Da. Bun. Hai să vedem, trecem la alt partid. PNL, Vasile Blaga. Aur, nu vrei? Hai la Aur. Aur avem așa. Senatul Ciprian. Știi, Timișul surpriză în 2020. Bă, nimeni n-a știut. Eu n-am știut de Aur, să vă spun. I-am văzut în centru. Tu mi-a știut acum. Acum, dacă nu știu, știi cum e, ca și fac și eu, ca și Olteanu, care a văzut prima oară girafa și a zis așa ceva nu există. Da, deci Aurul, surpriză. Ciprian Titi Stoica, Senat. Păi, Senat? La Senat, da. Deschide. Păi înseamnă că se bagă, ei sunt siguri că vor lua un senator. Deschide lista. Păi dacă predă, stai puțin, dacă dacă Titi Stoica ăsta nu se pune pe primul loc la deputați, înseamnă că el sigur e pe senatorul. Păi acum nu știm dacă, de ce nu se pune, pentru că uite, pe primul loc la Camera Deputaților e Mihai Negoescu, care acum e coordonatorul. Știi că i-am avut eu pe ambii invitați în emisiune. Ambii amândoi. Pe ambii amândoi am avut, da. Între și ce ai înțeles?
Am înțeles că... Cu ce ai rămas? Întreb și eu așa. Important nu e cu ce am rămas eu ca moderator, important e cu ce au rămas telespectatorii. Și ei doi că i-a văzut atâta lume. Categoric. Bun, deci primul loc la Negoescu la deputați. Da, locul 2 la deputați Florin Popovici, domnul care a fost la Camera dizidentul de la Camera de Conturi. Eu nu știu cum se spune dizidentul. Când te dă cineva afară, ești dizident după aia sau el a fost înainte dividend? Eu am înțeles că l-au cam dat afară. A fost dividend sau dizident? Dizident, da, par tot. Și dividend, stai liniștit. Deci, când l-au dat afară? Când a început să facă pe nebunul? Băi, acum noi povestea am aflat-o după. Am aflat că domnul Popovici a făcut un podcast cu domnul Simion în care a spus că a dezvăluit nu știu ce șmecherii cu terenuri ce... și a fi fost persecutat de șeful Camerei de Conturi. Nu știu din care e adevărul acolo. Terenurile cui? N-am făcut anchetă. Terenurile statului. Aici e vorba de Camera de Conturi. În favoarea cui? În favoarea unor privați, pentru că Camera de Conturi se ocupă de banii statului. Corect, numai de banii statului. Nu se ocupă de banii noștri, tati. Se ocupă de banii tăi. Păi se demărunțiși, se ocupă. Cine se ocupă de mărunțiși, domnul Iordache? Deci, și pe locul 3 la Camera Deputaților, dacă vă va interesa, colegul nostru Ilie Sârbu, colegul nostru jurnalist. Păi el are deja opit acolo, consilier local. Are, sigur. Acum, toți au profesii, mă gândesc că toți oamenii ăștia au meserii sau printre ei sunt și din ăștia care... Cine are meserie? Păi, uite, bravo. Marcel Mihoc are meserie? Că e la consilier județean. Păi, Marcel Mihoc este... Consilier județean? Nu, este om de afaceri, e manager. Nu? Și asta e o profesie de managementul. Să conduci o firmă nu e ușor. Păi cum asta? Păi la statul la stat. Stai că te înțelege. Păi și nu construiește. Marcel Mihoc, acum îl cunoaștem, e cunoscut, e prieten cu noi. Da, nu construiește, nu e investitor, e dezvoltator imobiliar. Eu îl știu tot angajat pe la stat. Dar de ce sărim la Marcel Mihoc? Că el nu candidează niciunde. Nu e pe listă. N-am scos decât primii acum. O fi pe locul 20, acolo să pună și el un ban să cotizeze. Da, da, deci la aur am scos așa. Dacă e om de afaceri, cotizează, da. Așa e normal. Păi nu știu, regula parcă... Și la aur se dă bani, peste tot se dă bani. Nu știu că Simion de aia îl înjură ăștia că cere 80.000, 100.000, cât cere mă să-l pui pe listă, te pună pe listă? Păi nu cere, am înțeles că e regula în partid. Vrei să candidezi, îți plătești candidatura. Cotizezi. Păi nu știu, alte partide, cine? Nu tot așa atâta, e. Stai liniștit. Nu, atunci nu numai că ea sunt mai... Nu se schimbă nimic. Mai curve, mai bătrâne și banii ăștia se cotizează aproape legal sau așa, să zicem, fără să fie tam-tam, scandal. Bun. Haideți să ne... Hai să vedem, domnul Titu Bojin o fi cotizat la PSD. Păi, domnul Titu Bojin are de unde? E pe o poziție de forță. De forța cui? Pe un loc, forța apelor. Pe un loc 2, nu? E pe locul 2 la Senat. Ar putea PSD-ul să scoate 2 senatori sau n-ar putea? Normal, cu forța și cu cunoștințele domnului Bojin, cu atâtea partide în spate. Îți dai tu seama că îl va vota PSSL-ul, îl va vota PPCD-ul, îl va vota câte partide, prin câte APR-ul, să nici nu știu până a trecut. Îți dai seama dumneavoastră ați fost colaborator. Colaborator apropiat. Păi, apropiat. Normal că i-am pus la dispoziție o televiziune odată. Și know-how dumneavoastră, și expertiza, și experiența dumneavoastră, domnule Iordache. Da, că am fost expert. Deci, hai să nu plecăm. Deci, că noi asta vrem să discutăm. De ce să votăm? Pe cine să votăm? Am luat lista. De azi început putem să studiem. PSD. Am spus. Sorin Grindeanu. N-am spus. Sorin Grindeanu. Locul 2. Seba Răducanu, actual senator. Da. Locul 3, Adrian Cionca, prim vicepreședinte al partidului. Și locul... Băi, au dat și funcție politică lui Adrian Cionca. Da. Și locul 4... Înseamnă să fii investitor. Primarul de la Birda. Măi, fii atent, e primarul ăsta de la Birda, nu știu de unde era atâția, parcă numai la stat, primărie. Bă, odată l-am văzut la PSD când mă învârteam și eu pe acolo, domne, s-a făcut o întâlnire cu primarii. Ați spus să vă înscrieți în partidul meu, dacă să... Nu, îi consiliam. Am înțeles. Și, domne, cea mai luxoasă și cea mai scumpă mașină cu care au venit primarii PSD-iști,
al lui domnul de la Birda. Așa l-am cunoscut, când am văzut mașina, zic, mamă, o fi de Ponta, o fi de la București cineva. Când corul primarul de la Birda, să mă uit și eu pe hartă, ce Birda asta? Un praf acolo? E adevărat că sunt niște terenuri păi agricole. Păi continuă acolo, Birda. O, continuă acolo și mare. Zic, opa, zic, fii atent aici, cine știe de Birda, domnule? Ea sunt milionare acolo, că pământurile nași le-au rezolvat ei acolo, primar la Birda. Bă, la primar la Birda să fii milionar. Păi poate omul pe lângă primărie are și o afacere ceva, nu? Are o firmă, familia lui, are o moștenire, are o bunică și el, o mătușă. Cum ce moștenire? Că e venitură. Păi și ce? Nu provin și ei dintr-o familie, oamenii care vin aici în Banat? Ce... Au profitat acolo, că e un colț de județ, nu s-a băgat nimeni pe acolo, de pe la Comtim, silozurile alea pe acolo, dom'le, a făcut bani, că acolo erau silozuri, sunt și acum silozuri. Dacă nu mă înșel, și ăia pe acolo, Max Agro, nu? Stelian știe că el a fost săptămâna trecută, acum două săptămâni a filmat acolo. Nu știu unde a fost la Max Agro, unde a fost, dar deci, a fost acolo, da. E adevărat, PSD-iști îl pun pe ăsta. Bineînțeles că ăsta n-are nicio... Cum îl cheamă, domnule? Că știu care Marius va... Stoian. Domnul Stoian ăsta? Bă, tati, știi cum e domnul Stoian? El e un anonim așa în lumea asta. La politică văd că îl știu ăștia, că normal, e bun primar, cotizant, la partid. Bă, tati, să-l pui... Mandat de primar? Da. În prostie, are vreo 4 sau 5 sigur. Domnule, sunt și ăștia, cum a zis domnul Simoș, domnule, oameni de afaceri, de succes, la PSD. Păi la PSD, oameni de afaceri, duceți-vă la liberali. Păi ăsta e mai liberal decât Stoian ăsta, primar la Birda. Păi, ca și, să spun ceva, același succes și ajuns pe listă, e și ăsta, Cozarov, domnule, de la Gătaia? Da. Dom'le, la capăt de județ acolo nu i-a băgat nimeni în seamă, sunt împărați. Păi Stoian ăsta, nu că împărat, vedeți acolo în Birda, nu mișcă nimeni. Da, nu l-a întrebat ieri pe domnul președinte ce Simonis despre candidații domnului. Da, domnule, și a zis că e un om de afaceri de succes. Și atunci ce să mai... Și e foarte bine PSD-ul să aibă oameni de afaceri de succes. Eu am mai spus de mult că s-a schimbat asta cu doctrina, e numai o doctrina, e doar așa, o legendă în România. În România de ani de zile socialdemocrații sunt oameni de afaceri, de succes, așa cum spui, și liberalii sunt angajați pe la stat sau... adică nu au profesii liberale, ca să zic. Nu toți, bineînțeles, nu generalizăm, da? De regulă... Cam liberale cam toți sunt la stat angajați. Deci nu fac afaceri, nu sunt de dreapta. Așa nu-s de succes. Culmea este, deci la PSD sunt oameni de afaceri de succes și la liberali la stat. Da, chiar îl pomeneai așa cu drag și cu... Pe Cozarov. Nu pe Cozarov, îl pomeneai înainte pe Clina Antonescu, că îți plăcea cum... Da. Dar ce profesie are Clina Antonescu? Istoric. Profesor de istorie. Și ce lucrează? E profesor predă? Când a venit după Revoluția, s-a făcut politician. Și de atunci e politician. Politician. De profesie parlamentară. Da. Și acum e de profesie soț a unei europarlamentare. Păi bun, păi bun. Da, hai să lămurim așa. De vreo 10 ani e soț, deci meseria lui, soțul lui Adina Băleanu. Asta e meseria lui, soțul Adinei Băleanu. Care comisar, vicecomisar. Comisar european pe transportul mare. Cine știe în România, dacă mergem pe stradă, bă, cine e Adina Văleanu? Să fie sănătosă. Da. Păi uite, și domnul Orban, pe care l-ai avut aici, uite, am uitat să-l întrebăm. Orban, știu toți câinii, mă. Păi nu, dar am uitat să-l pomenim. Din toate mahalalele. Să-l pomenim și pe fratele lui, care a fost primul comisar european din partea României. Mă, termină cu... Păi n-a fost primul comisar. Da, mă, dar tu știi la ce a fost comisar? La agricultură. Cine? Leonard Orban, nu? Mă, tu știi la ce a fost comisar ăsta? La ce a fost? Nu știu, ia să vedem. La imprimante, la responsabil cu copiatoarele din Comisia Europeană. Stai, așa, nu e așa. Ia uite acolo, dragul meu. Comisar European pentru multilingvism. Păi da, și ce făcea? Trăgea la copiator, trăgea în 7 limbi sau 27 de limbi, câte limbi sunt acolo. E copiator inteligent atunci și nu e ușor. Nu e ușor.
Și a fost și consilierul lui Iohannis. N-a fost, dar pe agricultură, stai, am avut și noi, am avut Dacian Cioloș. Pe Dacian Cioloș, pardon, da. Mă, apropo, Dacian Cioloș. Bă, dar era de meserie, că terminase liceul agricol. Dar ce s-a întâmplat cu Dragostea? Bă, dar liceul agricol era, să spun ceva, cred că și pe vremea ta, bă, la liceul agricol erau toți proștii, mă. E, nu-i chiar așa. Zii tu, ai avut vreun coleg mai deștept la liceu agricol pe vremea ta? Te întreb. N-am prea avut, eu eram pe profil tehnic și... Bă, dar din clasa 8-a, ăia cu 9 și cu 10 era unul la liceu agricol, te întreb. Tu ești profesor, tu ești cadru didactic, ar trebui să știi mai bine. Păi spun eu că nu era la liceu agricol, erau ăia care, știi cum, erau de la 5 în jos. Mm-hmm. Păi, la liceu agricol. Da, dar uite, acum agricultura... Bă, să-mi spună unul în țara asta, agricultura, bă. E o profesie de succes acum, ai văzut? Lumea s-a schimbat puțin. Păi și aici, la liceul ăsta agricol, erau condiții bune. Era Ioța director, un tip Ioța. A fost ceva consul, ambasador, cred că a greșit pe la comuniști și pe aia l-au trimis director aici. Simpatic. Așa. Păi, dar ce era în liceul agricol? Ce școală se putea face, mă? Cu cine puteai să faci școală în liceul agricol în 1970, 80, chiar și 90, de 90 încoace chiar, că era pe nicăieri. Tu ai fost, și atunci, ăsta ziceam de Dacian Cioloș, comisar cu liceul agricol. Interesant. Bă, da, a fost comisar european. A deschis drumul comisarilor unei serii prestigioase de comisari europene. Am avut-o pe doamna consiliera domnului Iliescu, cum a chemat-o? Corina Crețu, care a fost în cea mai importantă funcție în afară de președinte. Acum, bă, chiar a scos capul, a scos iară capul Corina Crețu, după aceea a stat vreo 10, cine nu știu cât a stat prin Parlamentul European, așa cu vocea aia tabacică și cu țigara în gură, domnule. Face și apoi, iese câteodată în față. Dar ce fumează, doamna? Da, dar ce-am observat, în presa de partid PSD-istă, ea nu a apărut. Interesant, a apărut în presa de dreapta. Ea era lăudată. Bă, știi tu, din astea, pe bani, ce mai faceți, o să vină niște bani în România sau nu se fac proiecte bani în România. Și aia și Dacena Sârbu. Dacena Sârbu, când toată lumea îi dădea muie PSD-ului. Doamne iartă-mă. Și Ciuma Roșie, bă, Dacena apărea la Europa FM, interviu, la ăștia, la de dreapta, domnule, la Tolontan, domnule, era o prezență pozitivă, chiar și ce, uite, bă, în condițiile în care tu înjuri partidul să lauzi o Europa, bun, acum la banii care are un europarlamentar a putut să dea, să-i cheme pe redactorii șef pe acolo, prin la Bruxelles, bun, să le dea concedii, studii, să studieze pe acolo. Ce ții și lumea asta? Oamenii nu cunosc, oamenii o iau așa, pe cine votăm? Votăm de la liberal. Aici încă o dată spun, domnul Pirtea n-a făcut o mișcare rea în ultimele luni, sau mișcări. Ai văzut-o, a atras atâția oameni... Profesori universitari, oameni de afaceri, a atras lume bună de la medicină. Cu titluri academici, cu... Crezi că va recupera așa din degringolada asta PNL-ului care a fost cu Nica în frunte? PNL-ul are în Timiș și a avut în mod tradițional un electorat stabil, un nucleu tare. Gândește-te că așa de bine a rezolvat PNL-ul cu Nica în frunte că peneliștii l-au votat pe un PSD-ist la Consiliul Județean. Păi pentru că au mers pe listă comună. Domnul Nica n-a fost la candidat din partea PNL-ului. Pe cum PNL-ul l-a susținut pe domnul Simonis? N-au candidat. Domnul Nica n-a candidat din partea PNL-ului. Da, l-au susținut. Păi, domnul Nica a candidat din partea Forței Dreptei, sau nu? Forța Dreptei ADU. Împreună cu Friț, ADU, alianța... Nici care nu, mai există. Nici nu știi cum se fac alianțele astea. Brus, nimeni nu mai... Cred că nici care nu mai există acum, că din moment ce USR-ul are candidat la președinție, are listă separată, nu mai, ADU nu mai există. Eu cred că nici ei nu știu, alianțele astea, cu cine au mai fost, unde au fost, așa cum spui tu cu domnul Titu Bojin, că nu mai știm în câte partide ar fi fost. Băia bun, domnul Titu Bojin. El ce a zis? Domnule, dacă mă duc, să am și eu unde să-mi pun clavata. Ai văzut?
Deși... Ce politică să mai facă Titu? Titu a făcut politică cât a făcut. A avut vreo 10-15 ani. Pa, acum ce politică? Să ducă acolo... Președinte de partid. Să ducă acolo să mai împartă și el niște bani la niște șmecheri, șofringari sau cum le zice la ăștia, care dă el câte 100 de lei în buzunar, 200... Pune, face câte o pungă acum de Crăciun, dacă... De Moș Crăciun, cât apește, de la fiecare nebunie acolo toți ziariștii. Da, toți ziariștii, da, toți ziariștii și-au punguța. Dacă le mai rămân pungi acolo, iau și câte două. Statul meu, chiar să știi că domnul Titu Bojin, prietenul meu, va aduna ceva voturi, fiindcă el nu are presă proastă, mă. N-are cine să zică el ceva rău. El nu prea rău. S-a certat cu nimeni. Ce pre... Păi dacă a dat... Gândește că el și la ăia care îl mai pițigau și vorbeau de rău, că așa, că DNA-ul nu știu cum, el și la ăia le-a cărat mobila în spate, cu cârca. Ai văzut? Da, mă, i-a dus la un coleg de-al nostru, i-a dus mobila cu cârca sus, la etaj, în apartament. I-a mobilat apartament. Și nu, la ăsta i-a mobilat, la alții le-a dat câte un ba. Chiar și zic, domnule, un băiat bun pentru presă, cum a fost Boșin, n-a fost nimeni. El a fost băiat bun și pentru Ponta, l-a umplut și pe ăla de bani, 50.000, 100.000 de euro, în sfârșit. Ba și pe Sârbu, cred că nu Sârbu, dar în sfârșit. Deci, eu asta spun că el poate să adune niște voturi acolo pentru PSD, că îl mai votează ăștia de pe la direcția apelor, care i-a mai lăsat pe la niște puncte de, cum dracu se numesc alea, unde, hidrotehnice, puncte din astea, mai sunt niște ciobani, pe unde își mai ține. Pare așa, dar culmea este că ceva s-a întâmplat, că el știi cât a luat la locale pu-pu-pu sălăul Grapini și lui... Știi cât a luat? Cât? 2. 2%. Nu-i rău, nu-i rău pentru un partid tânăr ca pe USR. Cum? Pentru partidul Voiculescu? 2%. Păi, Timișoara nu cred că are... În Timișoara nu cred că domnul Voiculescu are că un are, electorat... Deci are pe Grapini, care tot o scoate europarlamentar, 2%. Ia cu 2% europarlamentar de vreo 100 de ani. Păi pentru că o susține PSD-ul, merge pe liste PSD. Voiculescu. Păi nu, dar merge pe liste PSD. Pe înțelegerile, da, pe lista aia. Bun. Cum zice, start. Pornim la drum, ne gândim pe cine votăm. Pe cine trimitem în Parlament. Parlamentul e important așa, că acolo sunt niște voturi la moțiuni, dacă se mai ceartă partidele astea mari, mai putem să urmărim. Dar trădările, n-ai văzut ăia în 2019, Ludovic Orban, PSD-ul știi că avea vreo 60%. Bă, ce a făcut Orban cu ăia, ai văzut, au dat-o jos pe Dăncilă. Mai ții minte? La moțiunea aia. Bă, cum îi lua în brațe Orban pe trădătorii de la PSD. Păi, dar și n-a durat. Dar știi ce însemna? Câte luni a durat până l-au dat, l-au dat jos și pe Orban, tot prin moțiune. Da, dar fii atent, chiar mă gândesc, zic, domne, fiecare acolo se duce în Parlament, poate contează votul lui. Și ai văzut, este și la domnul Diaconu, pa, când a trecut la UNPR, de la PPDD, i-a dat soției un post de, nu știu, ceva consilier pe la Berlin, ambasada, consulatul Germanii, lui, mă țin minte, Adrian Diaconu, PPDD-ul, a trecut la UNPR, după aia la PSD, păi de 7 ani... N-a fost și la PRM, parcă Diaconu. Nu cred, dar la PPDD a fost sigur. Și, domnule, acum i-au dat ăștia 7 ani membru la Consiliul la Discriminării, sau cum îi spune, Consiliul. 7 ani! Post de secretar de stat. Pentru ce? Că a fost deputat și a avut nevoie de votul lui PSD-ul în prima fază, UNPR-ul, după aia PSD-ul. De zic că fiecare candidat sau parlamentar care ajunge acolo în Parlament, votul lui va conta într-o conjunctură, într-o luptă acolo. Și mă zice, bă, tu ce nevoie ai? Păi uite, să-i dai un loc de muncă lui nevastă mea. Să o trimiți pe aia directoare la Institutul Cultural Român. Nu contează unde. Da, dom'le, votează aici. Pe mama, pe tata, uite, așa, și se angajează.
Păi toți aia trădătorii care, din PSD, care au votat împotriva lui Dăncilă în 2019. Dacă, 2019? Au dat-o pe Dăncilă jos. În 2019? În anul pandemie, dacă o dată înainte de pandemie, pentru că domnul următorul a fost Orban, care a prins pandemia full, deci 2019. Da. Spre 2020, cred că. La 2019. Deci, ăia toți s-au scos, domnule. Au avut un vot. Ăilalți au avut nevoie de vot. Domnule, ia-și tu de aici. Un director acolo, un membru în Consiliul de Administrație pe la Termoelectrica, pe la Rom Electrica, pe la Rom Gaz. Adică ăștia, stai, spune, știi cine sunt ăștia? Dar eu sunt convins că oamenii ăștia sunt oamenii care se suflecă acum în campanie și ne spun că vor să se pună în slujba poporului. Poate chiar vor. Tu ai văzut vreo folos așa în ăștia 35 de ani? Sincer? Te rog. Nu prea. Sau nu înseamnă că dacă n-am văzut eu sau tu, nu există foloasele ăștia. Poate există, dar... Vezi că poporul ăsta fericit aleargă, fac ore pe stradă, pe aici, prin piața 700, de bucurie, că ca în Norvegia, zicea, în Norvegia, ea știu cu petrolul, cu gazele, dă la fiecare pentru cetățenie câte de $800 pe lună. Păi bun, dar noi ne comparăm cu Norvegia, noi avem păi așa am înțeles că bogăție, suntem țara cu producția cea mai mare de gaz, metan. Păi da, dar contează și că cu ce preț îl producem, adică îl extragem și ce facem cu el. Și cine face cu el? Cine face cu el, adică degeaba suntem ca țară producători, nu ca stat, nu? Adică în România cineva extrage cel mai mult gaz din Europa. Cineva, care nu e statul român. Da. Sau nu e... Îi vezi pe politicienii noștri ăștia să ne deie, să deie la mai $800. Bă, avem gaz metan, luați-mă de aici din... cât încasăm noi din ce vine. Pentru că și la Arabia Saudită, până Emirate, pe acolo, de la cetățeni, cât la petrol au, ia mă luați și voi $1000, $2000 pe lună. Ca să stați cu minci și să susțineți monarhia. Adică, nu, să vă bucurați de faptul că noi vă administrăm și administrăm bine bogățiile țării, nu? Și vă dăm și vouă. Ăștia ne iau, mă. Vedeți, stai că la Radio Ereva, nu i s-a dat, i s-a luat. Deci Aura a zis Cipi Stoica sau cum Tibi Stoica. Ciprian Titi Stoica la Senat și la Camera Deputaților, Negoiescu Mihai, președintele partidului. E primul la deputat. Primul la deputat. Asta va fi deputat. Sigur, Florin Popovici ar putea și el să fie. Crezi că nu iau ei doi deputați? Cât trebuie pentru doi deputați, nu? În Timiș. Păi cât au avut la Consiliul Județean, au intrat cu 4 consilieri. Păi da. Din 37. Aia cât e? 10%. Și la, 10%. Și la, cu 10% nu iei doi deputați. Poate la redistribuire. Nu știm, da, va fi interesant de văzut. Știi ce va conta foarte mult? Nu știu. Mobilizarea la vot. Rezultatul din primul tur, că de aia s-a făcut decalarea. Nu știi ce înseamnă mobilizare? Să vină lumea la vot, să fie interesul public. Bă, înseamnă bani, să te duci cu mașinile prin comune. Ei, domnul Filip Stancu, el când era acolo cu asta, s-a remarcat, avea și titlul Bojin, mulți din ăștia. Băi, ducea cu mașinile, lua babele, lua moșii de pe în comune și ducea la secția de votare. Și pentru că fac treaba asta, mulți, ai să vezi că mulți au funcții. Au primit funcții pentru că s-au, asta e pentru că au mobilizat oamenii la vot. Ai văzut? Apropo de mobilizare, că aici a fost important de mobilizare. Păi, asta înseamnă un aparat de partid bun. Să de aia, la genul ăsta de alegeri, contează partidele mari care au infrastructură și care au organizații în teritoriu. De-aia că știu. Oameni cu mașini care se le pună. Oameni cu mașini primari, organizații locale, consilieri locali care au și penetrare. Că degeaba mă duc, se duce, cum ai spus tu, moșul Ion de la Tomnatic, iese pe stradă, haideți la vot. Trebuie să fie omul, consilier local, primar, viceprimar, să aibă autoritate acolo. Păi și cine va mobiliza? Cel mai bine partidele mari. PSD-ul, PNL-ul, poate și PNL-ul are primari mulți în țară. În la urmă, 90% din primăriile din România sunt PSD. Mă, la Arad, vorbim de Arad, acolo e domnul Vifor. Nu m-am uitat să văd la... Maredenilor, ne vedeți, vă salutăm. Mă, voi, am văzut că cu PSD-ul nu le aveți, că ăștia au pierdut pe linie.
PNL-ul în Arad. Trebuie să ne uităm pe lista la Arad. Ce să ne uităm, dar n-am studiat problema. Fii for sigur pe primul loc. Nu, nu fi prost să nu-și facă și el 4 ani de deputăție. Președintele PSD-ului. Păi. Hai să vedem. Haide să vedem. Avem aici așa. Acolo stă bine, acolo stă foarte bine și cine? PNL-ul, fostul PD, nu fostul... PNL-ul stă bine, stă bine. Păi cum, e fieful ăsta, cum îl cheamă? Gheorghe Falcă. Păi asta spun, nu? Asta spune... Au primar, au președinte Consiliul Județean, au tot ăștia PNL-ul acolo în Arad. Da, nu-i găsesc acum imediat, mă uit să văd. Listă candidați, PSD, listă candidați, ca, da. Toată lumea, colegii noștri din presă, au mai nou și partidele, fac asta în loc să furnizeze niște informații concrete, povestesc. Adică un candidat îl povestește... Ia uite, avem și... Dar apropo, alte partide nu avem în Timiș de Forța Dreptei, asta l-ai avut invitat pe domnul... Urban. Nu pe domnul Urban, l-am avut noi doi invitat. L-ai avut pe candidatul la Parlament aici, numărul 1 de pe listă, nu? Președintele Forței Dreptei pe... Claudiu Chira. Claudiu Chira, cum? Nu ai avut, sigur. Bă, acum, ei, da, deci Forța Dreptei... Are vreo șansă în Timiș? Iau încă un deputat? Păi nu, avea o șansă dacă Nica se mai mobiliza, dar el și-a bătut gura acum vreo două săptămâni, toată lumea credea că merge cu Orban până la moarte și când colo a zis, merg cu Geoană. Mișcarea România Renașa. N-am înțeles, nimeni n-a înțeles, nimeni n-a... Deci PNL adică domnul Nica a fost și greu de înțeles să ne înțelege. În politică, domnul Nica de când tot greu... Ba, stânga, dreapta, n-a vrut să se înțeleagă cu ăștia, cu ce a zis Rareș Bogdan. Bă, dă-ți demisia, adică nu, lasă-l pe Simonis. Dacă nu, te-am spart. Adevărul că l-au și spart. Tata din partea. Uite, la Arad, PNL-ul, la Senat, Varga Glad, Pașca Mihai, Ferieș Cristian, nu mai contează. Restul, la Camera Deputaților, Pistru Popa, Gianina Simona, pe locul întâi. Și Vifor, nu? Păi asta e PNL-ul, imediat ajungem... Da, scuză-mă, da. Imediat trebuie să deci, ajungem la PSD, nu? Pistru trage, asta e de mult liberal. Deci arădeni aveți, la liberale aveți, de vota. Cu toate că la Arad este un domn Vinter, parcă de la Tiberiu, care e de la USR, un politician bun, care remarcat, așa l-am văzut, că cu poziție hotărâtă. Nu stă USR-ul rău în Arad, să știi? Are o consilieră locală foarte activă și foarte vocală. Am și distribuit noi un videoclip, se certa cu ea la ștrand acolo. Haideți să vedem așa. Pifor, bineînțeles, pe locul întâi, da, la Camera de Trebuie să aibă și el un loc de muncă, ce dracu. Pe locul 2, Ovidiu Hațegan și la Senat, Eusebiu Pistru. La Senat. Pistru, păi zis că... Păi ai o doamnă Pistru la PNL, stai că e altceva. Una toată familia Pistru se face de parlamentar. Bravo. Dar cum unui PNL, toată... PSD, înseamnă că nu-s rude. Știi că la noi era... Da, era uite, domnilor de la Arad, cum e cu Pistru ăștia? Ăștia sunt rude? Interesant, voi între voi acolo, adevărul că la Arad e puțin cam ca la Cluj, ăștia sunt... Fras de cruce, PNL, PSD acolo, nu se omoară între ei. Deci la Camera Deputaților, la PNL, Arad, locul 1, ocupă doamna Pistru Popa Gianina Simona. Poate altfel, nu știm ce vezi, nu știm gradul de rudenie. Nu știm. Și la Senat, la PSD, Eusebiu Pistru. Poate e confuzia de nume, ții minte că nimeni n-ar fi crezut în... Timișoara, cineva, deci că e din Timișoara, cu cum a fost... Ar fi culmea la Arad să câștige și Pistru ăsta, bărbatul, la PSD și doamna Pistru la PNL. Familia Pistru la Arad peste tot. Da. Pistru peste tot. Uite, niște comentarii la articolul ăsta al colegilor din Arad.
și că domnul Pistru candidează la PSD, doamna Pistru la PNL. În satul Arad, între ghilimele, probabil, se poate și este chiar normal. Mă rog lui Dumnezeu să iasă lumea la vot. Mă rog, nu mai spun. Dar ții minte în Timișoara că n-aveau nicio legătură, era primar Gheorghe Ciuhandu și avem un consilier local, om de afaceri, Ovidiu Ciuhandu, care n-aveau nicio legătură unul cu altul. Da. Nu erau rude, nu erau din același sat, nu erau din nimic. Și mulți se ziceau, bă, uite, păi un bucureștean sau oricine, nu știi că a venit băiatul ăla să facă presă aici la Timișoara, băiatul ăla de la București. Și zic, a, domne, legăturile dintre Ciuhandu, nicio legătură nu aveau. Da, da. Așa au fi și la Pistru. Nici măcar din același partid, cred că nu erau. Dacă erau unul la PD. Bună întrebare, unul era la PD. Ăștia Pistru, nu ai citit? Nu știu. Măi, Pistru, voi sunteți neamuri? Că dacă mergeți în Parlament, îți dai seama, doi parlamentari, Pistru de la Arad în Parlamentul României. Deci Eusebiu Pistru este nou prim vicepreședinte la PSD, că de aia e pe listă. E prim vicepreședinte? Da, 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 da. Și Viflorna, președinte. Bineînțeles. Dar Olteanu la Arad. Uite, ăștia nu se bată arădenii, uite, acceptă. Că ăsta e după la Craiova, Fifor ăsta. Trimis la Arad după ce a ieșit Gianina scandalul. Gianina Pistru este prim vicepreședintele organizațiilor femeilor liberale. Nu știu dacă au relație de rudenie între ei sau e o coincidență de nume. Uite, să ne interesăm și la prima emisiune vă spunem, bă, la Arad, Pistru peste tot. Da. Da, da, doamna are Pistru și mai are un nume de familie, Simon. Fii atent, în 2010 era, doamna Gianina Pistru era președintele organizației municipale de femei PDL Arad. Și acum a trecut la PSD. Păi nu, dacă e, nu, ea e la PNL. Liberal. E la liberal, adică s-a făcut cu bun, nu, am crezut că de la PSD la PNL, dar ea a fost la PNL și na, sau PDL, PDL. Ea e de lui Falcă. Și a fost viceprimar. Înseamnă vice, ea lui Falcă. Pe vremea probabil lui Falcă, da. Interesant, interesant. În țară sunt, în județe sunt lucruri interesante așa pe listele astea de candidați. Una e la București și alta e la Arad, alta e la Timiș, alta e la Caraș, la Caraș Severin, să trăiești nea Mocioarcă, să trăiești nea Hurduzeu. L-au frânt pe Dunca, am văzut. Mai că da. I-au trimis și DNA-ul pe cap, nu scapi. Romeo, nu scapi. După cum te-ai mișcat, 4 ani de zile prea i-ai înjurat pe ăștia și pe unii și pe alții și nu scapi, s-o fac ăștia. S-a dus unde? S-a dus Dunca, totuși candidează din partea? Ia uite-te mă, la ce... S-a mutat undeva, nu știu la ce... Să nu fie laur, că mă prăpădesc de râs. O să râzi. Mă apuc să râd acum. O să râzi. Numai puțin. Romeo Dunca, candidat aur sau ce? Nu, cred că la ADU sau la FDU. Să nu fie la John, la cine? Stai numai puțin. Stau, nu plec, îți dai seama. Am și gutuiele astea aici. Care e gutuia care rămâne în studio și care merge la tine în birou, ca să zicem așa? Eu zic că amândouă merg în birou. Ia zi, la ce candidează Dunca, mă? La Forța Dreptei. A lui Orban? Da. E? Înseamnă că Orban ia ceva voturi de ce în zona zice, asta. De ce îi zice? Nu, mă, Romeo Dunca, locul 1 la Senat, și la pe Senat? Lista PNL, primul la Camera Deputaților, pe lista Forței Dreptei. Eu nu înțeleg nimica ce... Nu înțeleg mișcarea asta. Cred că ai un laptop învechit. Nu-i laptop învechit. Mișcările politice se fac foarte rapid, așa cum a făcut domnul... Mă, Dunca, clar, nu-i mai la PNL, punct. Înseamnă că e la Forța Dreptei. E la Orban. Da. Acum și pe Dunca ăsta, cine îl votează, mă? Că șoferii știi că nu prea îl votează. De ce? Lui. Păi, na, vezi tu angajații să voteze patronii în politică? Te întreb așa. Din experiența ta. Că și tu ai avut toată un candidat patron. Un prieten, coleg. Era și asociat, da, da. Era și asociat. Era și patron de firmă, da, avea și firmă. Și a luat voturi de la angajați? Nu cred că nici familia nu-l votează. De regulă știi că în cazurile astea când
se intre cineva în politică așa forțat, nici familia nu votează pe unii, stai liniștit. Unde-i Dunca, domnule? Da, domnule, a demisionat din PNL, e în Forța Dreptei, da, e candidat la Forța Dreptei. Pe la deputat sau la senator? La, numai puțin, pam, 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 va deschide lista pentru alegerile parlamentare la Camera Deputaților. E să gândesc totuși un loc. Eligibil. Eligibil. La, pentru Forța Dreptei. Dar... Da, dar acolo e Mocioalcă și cu... și cu... Nucleotare. Cu Vela. Da. Fii serios, mă, Caraș Severin nu mișcă. Păi, tu n-ai văzut ce a spus fostul șef de partid al lui Vela, domnul Orban, aici, când l-am întrebat de Vela, a zis că nici nu vrea să audă de el. Și că a întrebat, pomenea el de, știi minte că a pomenit despre perioada pandemiei și mi-am adus aminte de ce mai face ministrul noastră de interne, l-a spus ministrul să gestioneze, nici nu vreau să audă el. Nu știu ce s-a, ce s-a fi întâmplat, care sunt resorturile în... în politica asta? Păi tu acum nu știi pe Marcel Vela. E un trădător politic de meserie. N-am avut compinagiu. N-am avut plăcerea și compinagiu de compinagiu. Că nu, sale, nu da. E un prost, domnul Vela. E un prost. E un șmecher politician. Dă-i seama, ei merg braț la braț cu Mocioalcă, dai tu seama. L-au și... Interesant. Interesant cum Carașul, care e un județ muncitoresc, preponderent. Câte Carașul în floare, nu mă doare. Da, corect. Interesant cum a trecut la PNL, așa, Carașul, nu? Primarul ce e? E PSD-ist? Cine? La Reșița, da. De lui Tăiețelu. Tăiețelu, da, nu-i Tăiețelu. E penalist. De aia spun, interesant cum o zonă fostă muncitorească a devenit, a fost o zonă proletară acolo, Reșița, nu? Cu combinagiu ăla celebru, domnul Frunză Verde, parcă îl chema, nu? Parcă, 100% așa îl chema, dacă nu știu că era combinagiu. Păi cum să nu, a fost un tip deștept, domnule. Nu știi Frunză că Verde, l-a, da. L-a ajutat și pe Iohannis, după aia l-a băgat în bulău. Păi Frunză Verde a condus județul ăla de zile, da. Nu? După aia l-a preluat din zbor Dunca o perioadă. Dunca, l-a luat Mocioalcă. Sau grei ăia, Mocioalcă și cu... Da, da, da. L-a luat Mocioalcă cu Sârbu. Județ interesant, cu potențial foarte puternic de resurse minerale, de turism. Și umane, că a umplut Germania, Spania și Italia de cărășeni. Păi s-au închis combinatele, nu s-a închis Reșița. Oțelul roșu, Moldova nou. Bravo. Reșița, ce mai era? Chiar e de făcut o emisiune cu Moldova nou. Ce s-a mai întâmplat cu Moldominul ăla celebru combinat unde era bătaia mare, pentru care au făcut pușcărie unii vicepreședinte de da, 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 curte de apel. Da, dar am înțeles că se reia, stai puțin acolo, că bogăția, știi cum, a rămas acolo. Păi asta spun, cine o fi luat până la urmă? Era vorba niște turci, o firmă turcească, o firmă chinezească, era bătaie foarte mare. Să nu crezi, Petre, să nu crezi în chestiile astea cu firma austriacă, firmă turcească. Paravan, așa e? Paravan și așa, ca să nu... Adică sunt tot de ei noștri, ca să zicem așa. Tot bandiți de ei noștri, mă, care să nu îi întrebe ăștia, bă, dar de unde aveți bani? Păi uite, bă, din politică. De ce să-i trimitem? Păi să facă bani, de ce să-i trimitem? Pentru ei, nu? Domnul Elimuș, nu vreau să mai întindem, deoarece ne face semn din regie că s-a terminat timpul. Rămânem cu această imagine. Gutuile. Tare de poveste. O gutuie foarte, foarte mare, o gutuie mai micuță, dar așa vânzătorul de aici din Piața 7 zice, domnule, din curte de la mine, nu zău, mai mincinoși ăștia. Păi bun, dar poate omul și-a pus una din ăsta. Bă, dacă este în curtea omului un gutui care să facă așa gutui mari, eu mă... Dar poate a luat un soi hibrid, omul. Mă predau politicienilor și spun că îți băieți bun și să merg în Parlament. Păi oricum se duc. Vrem noi, nu vrem ei, oricum se duc în Parlament. Depinde cine.
Avem noi așa, cred, nu mă, chestia asta de turmă, o avem în noi, domnule, nu știu, eu am văzut în ultimii 35 de ani un comportament la nivel național de turmă. Cam toate popoarele au asta. Cu excepția democrației și în Statele Unite, dacă te uiți la bătaia asta Trump-Kamala, până la urmă sunt două Americi împărțite, așa, și România de ani de zile e cam împărțită între PSD și între stânga și dreapta, cu mici variații, cu mici partide care apar și dispar. Să rămânem, părerea mea e să le spunem telespectatorilor, așa cum le spunem întotdeauna, să se informeze foarte bine. De la Tele 8 TV și Știri Acum și Timișoara Știri. Să-și formeze o convingere proprie pe baza propriilor analize și informații din surse cât mai sigure și să meargă la vot. Să voteze potrivit propriei conștiințe, dar să meargă cât mai mulți la vot. Asta e indicația ta. Ar fi ideal în România să avem reprezentanți cu cât mai mare reprezentativitate. Mai o să discutăm despre acest subiect, dar cred că eu așa voi face. Eu nu mai am nicio speranță că alesul meu va da și rezultate, mă va mulțumi, îmi va fi mie bine, la neamurile mele, la poporul meu. Voi face așa, 5 bilețele pe care voi pune USR, PNL, PSD, vorbesc la parlamentare, nu că despre ele vorbeam, și le pun într-o pălărie, scot unul pe care l-am scos, pe ăla îl votez. Nu, mi se pare foarte, foarte productiv acest model. Nu? Dar rezultatul e același, domnule Irimaș. Din păcate, s-ar putea să ai dreptate, dar poate, poate, totuși, n-ai speranță că se schimbă ceva în țara asta până la urmă? Ce să zic? Nu s-a schimbat în 35 de ani? Păi acum e momentul, nu? Tot chestia aia sperăm. Cu votul nostru. Sperăm să se schimbe. Ce să se schimbe, domnilor? Nu avem în noi oamenii care să schimbe ceva, adică să schimbe, să fie mai bine, domnule, să văd și eu, fie de aici. În 1900, cu asta închei, și aș dori să închei, în 1978 sau 80. Fac și eu ca în Calagiare, începem de la 48, mă, fie de aici. La 48, am văzut un jurnal de știri în care s-a anunțat că s-a pus în funcțiune, s-a pus în exploatare pe linia București-Constanța, un tren cu locomotivă electrică și așa mai departe, cu 140 de kilometri pe oră. Și acum mergem cu 40 doar. Media e 40. În două ore jumate făceai București-Brașov. Bravo. Acum faci Timișoara-București, care se făcea pe vremea aia în 7 ore jumate, 8, acum se face în 11 ore. Simplu. Deci am progresat, domnul Irimaș. Bună, bună remarcă. Rămâneți pe Tele 8 TV. Mulțumesc frumos, Petre Irimaș. Mulțumesc, domnul Stelu, pentru invitație și o toamnă frumoasă să avem cu toții. Nu fu toamna mai frumoasă. Niciodată nu fu toamna mai frumoasă. Frumos, nu? La revedere.